Salutare lume, eu sunt Magic pe pâncatul de Oana și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft 1v1 pe Bad Lion. În acest episod vreau să vorbesc mai multe despre canalul meu și despre inactivitatea mea de atâta timp. S-a întâmplat ca eu să trebuiască să fiu plecat și știu că am avut și pagina de Facebook între timp ca să vă pot anunța de ceva, dar n-am mai intrat. Pentru că totul a fost grăbit maxim, deci a fost grăbit intens. Am fost plecat o săptămână, am avut ceva probleme cu calculatorul și am crezut că pot să le rezolv. N-am reușit să rezolv calculatorul, nu știu ce a avut exact și mi-am reinstalat Windows-ul. Mi-am pus Windows 10 între timp și vreau să spun că este un improvement major față de 8.1, deci vă recomand Windows 10 cu căldură, să spun așa. A trebuit să plec în vacanță și acolo, în vacanță unde am fost, n-am avut net. Și, na, cam asta e ideea. Ok, ți-am dat două hituri, fraiere. Și m-am întors acum cum o săptămână și știu că puteam să postez câte ceva, dar n-am postat nimic, știu. Și asta e destul de urât din partea mea. Și vreau să vă anunț că o să încep din nou cu postatul de zilele astea. Dar o să fie încă o pauză peste vreo 3 săptămâni așa, pentru că pe 13 septembrie eu am bilet de avion către Anglia. O să plec în Anglia pentru a-mi continua studiile. Și da, nu știu cât de mult timp o să am acolo până mă acomodez, până astea. S-ar putea să treacă ceva timp și nu știu exact cum o să meargă treaba. Seriile pe care le voi posta, ca de obicei, vor fi de 1v1, survival games, PvP la Minecraft mai mult. O să vin acum mâine și un nou episod din UHC, un nou episod de fapt, sezonul 3 din UHC, primul episod. A fost super tare și de data asta am reușit să ne strângem chiar mai mulți decât înainte. Mi-a plăcut foarte mult asta, că asta era singura noastră problemă, că nu reușeam să ne strângem chiar așa de mulți. Aoleu. Dă-te dracu, frate, crezi că un foc mă bate pe mine, mă. Așa, mori. Și ca de obicei, Counter-Strike Global Offensive cu Overwatch-ul, cu matchmaking-ul, toate cele. Eventual niște 1v1 pe CS, nu știu. Lăsați în comentarii cam ce aș putea eu să mai fac. La Minecraft oricum numai Survival Games și 1v1 am chef și stare să fac. Și bineînțeles UHC-ul cu youtuberii. Se pare că de data asta mă bat cu același tip pe Bad Lion. Nu prea e lume, aparent. Și-l bat rău pe tipul ăsta, mi-e milă de el. Fuge toată mapa, săracă. O, get owned. Îi dau 10, săracă. A, nu-i mai dau 10. S-a întors și mi-a dat o săgeată și... Hai, mănâncă-ți grapple-ul, că fără nu poți. A, săracul e paralel cu tot ce înseamnă PvP-ul. Hai mă frate, vreau și eu cu altcineva, dacă tocul ăsta m-a băgat și da, tocul el, îl bat în continuu, săracul. N-are nicio șansă contra mea. Ok frate, dacă nu vrei cu săgețile, dăm cu sabia și undița. Săracul. Uitați-vă la el cât de spart și noob. Mi-aș căuta și eu un nou server de Minecraft pe care pot să joc PvP și să mi se pună stats-urile. Ca aici este ranked-ul și ranked-ul mi se pare că îți dă niște puncte, dacă nu mă înșel. Nu, mă iau bătaie de la tipul ăsta. Ranked-ul mi se pare că îți dă puncte, nu mi se pare că ține cont de statisticile tale. Eu vreau un server cu statistici. Am auzit ceva de Spain PvP sau ceva de genul. Parcă așa era IP-ul, dar nu sunt sigur, nu chiar nu sunt sigur.
Aș căuta IP-ul să-l testez puțin din episoadele următoare să joc pe el. Păcat de Bad Lion, pentru că mapele de pe Bad Lion sunt chiar super șmechere. Asta e și mai varză decât ăla. Își ia 7 sau 8 săgeți de la mine și după aia vine să dea cu sabia mine. Tehnică de avansat, frate. Abia aștept să mă bag și o să filmez un survival game, să n-am mai jucat de mult. Am revenit de o săptămână, adică de o săptămână tot mi-am pus programe, pentru că v-am zis că mi-am reinstalat Windows-ul complet și a trebuit să caut hardul extern, nu mai știam unde l-am pus, pe hardul extern am toate filmările mele vechi, poze de ale mele de prin vacanțe, chestii și așa, să mi le pun înapoi în calculator pentru că mi-am pierdut cam toate fișierele. N-ar fi și prima dată când se întâmplă asta, dar na. Și până mi-am reinstalat toate programele, până mi-am aranjat totul cum îmi place, a trecut ceva timp. Plus că m-am jucat și niște CSGO, am făcut Global Elite între timp, nu știu cum, nu mă întrebați, am pierdut vreo 8 meciuri și am câștigat 3 și m-a băgat global. Se pare că eu sunt prea bun, mă. Eu nu trebuie să câștig așa multe meciuri să mă bage global. Eram sigur că pune FNS de ăla de țigan din ăla, așa gen, fuge și se întoarce 180 și pune 5 FNS-uri. Super tare. Bă, că încă mă descurc cu PvP-ul, cel puțin pe ăștia de aici ai bat. Ăsta mai arată de parcă ar putea ceva. Puțin promițător. I-am prins mai multe săgeți decât mi-a prins el mie. Și-a pus și singur focul el. Rect. easy PvP, easy life. I'm back, bitches. Doamne, doamne, abia aștept să intru la Survival Games. Am auzit că s-a făcut și un Survival Games solo. Nu știu dacă aș juca Survival Games solo. Tot ăla de 24 mi se pare cel mai bun. Adică, ideea de solo e așa. Să ai doar 12 playeri pe o arenă mi se pare chiar super nașpa. Mai ales că unele mape sunt foarte mari. Ești direct. Aoleu, și-a mâncat și Golden Apple și-a murit cu tot cu Grapple? Lel. Ui, și mă enervează foarte mult chestia asta cu inventoriu, că trebuie să-mi aranjez inventarul mereu în Bad Lion. E, oricum, m-am obișnuit, dacă pot să-i zic așa. Nu prea le am cu FNS-ul. Dar și când pun FNS-ul, îl pun ca lumea. Păi, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, pentru că mă motivează foarte mult și mă ajută să pun episoade. Aș încerca să filmez și niște CS, doar că mai încolo am încercat acum două meciuri, solo, bineînțeles, că nu prea am cu cine juca. Și am pierdut. În primul meci am picat cu 4 ruși și unul din ei a dat abandon, adică rage quit. Și a trebuit să dau surrender, deci nu prea s-a pus meciul ăla și am mai încercat încă un meci, l-am pierdut și pe ăla. Deci n-am reușit să filmez încă, o să mai încerc mai încolo, poate găsesc și pe cineva cu care să joc. Pe data viitoare, salut!